Dimineața. Bună dimineața din nou. Iată, ne ajungi deja la mijlocul lunii noiembrie. Vremea s-a comportat în general frumos până acum, însă de azi norii redevin activi pe aproape tot teritoriul țării. Nu ar trebui să fim surprinși de lucrul ăsta, pentru că este încă toamnă. Așa ne arată și ploile, care vor fi însoțite de vântul nervos. La munte, precipitațiile vor fi mixte și pe alocuri va fi ceață. Despre cât de cald sau frig va fi prin țară, aflăm chiar acum de la harta noastră. Începem cu partea de nord-vest a țării, cu zona Maramureșului, unde, după cum vă spuneam mai devreme, de astăzi ploile revin, va ploua atât în Baia Mare cât și în Satu Mare, iar temperatura maximă va ajunge până la 11 grade. Vom avea de asemenea nevoie de umbrele și pe teritoriul Crișanei. După cum vedem, va ploua în Oradea, în Arad, deși cerul va fi acoperit de nori, se pare că nu va ploua, temperatura maximă va ajunge până la 13 grade. Vorbim despre o vreme cu un cer variabil spre senin pe teritoriul Banatului, cu ocazionale șanse să plouă. Atât dimineața cât și seara, temperatura maximă va ajunge până la 14 grade, atât în Reșița cât și în Timișoara. În Oltenia, după spusele meteorologilor, în special în nordul teritoriului, sunt așteptate precipitații în Râmnicu Vâlcea, Târgu Jiu, Drobeta, Turnul Severin. Prin contrast, însă, după cum vedem, în sudul teritoriului nu va ploua, vreme frumoasă cu 10 grade. În Transilvania avem, după cum spuneam și mai devreme, precipitații pe aproape tot teritoriul, unde nu va ploua, cerul va fi acoperit de nori. Avem ceva raze de soare în Deva, unde maxima zilei va ajunge până la 11 grade. După cum vedem, în Miercurea Ciuc temperatura a scăzut considerabil în comparație cu zilele trecute, va fi și ceață. Avem 7 grade în Miercurea Ciuc, 10 grade în Zalău, 11 grade vor fi astăzi în Sibiu. În Moldova, vreme mohorâtă, închisă și ploioasă pe tot teritoriul și aici temperaturile au scăzut, în special în nord, atât în Suceava cât și în Piatra Neamț vom avea doar 5 grade, 6 grade în Botoșani, stăm un pic mai bine în sud, în Galați, cu 10 grade. Nu pot să vin cu vești mai bune nici despre vremea din Dobrogea. După cum vedem și aici, cer acoperit de nori cu precipitații, cu o temperatură, să spunem, normală pentru această perioadă, cuprinsă între 11 și 12 grade. Să vedem dacă vom fi mai norocoși în Muntenia. Ei bine, nu, după cum vedem și aici, vreme destul de închisă și ploioasă. Cantitățile de apă nu vor fi însemnate. Am scăpat de precipitații în Alexandria și în Giurgiu, unde cerul va fi acoperit de nori. Avem 9 grade în Pitești, Târgoviște, 11 în Călăraș, 12 grade atât în Alexandria cât și în Giurgiu. În capitale de dimineață se înregistrau 6-7 grade, iar maxima zilei va ajunge până la 11 grade. Mi-ar plăcea să vină cu vești bune despre vreme la începutul săptămânii, însă nu prea am cum. Cerul va fi acoperit de nori pe tot parcursul zilei și ocazional va ploua și așa va fi până miercuri. Cam atât despre vreme, să aveți o săptămână.